Prețurile la carburanți s-au majorat din nou. Un litru de benzină cu cifra octanică A95 ajunge astăzi la aproape 21 de lei, iar pentru un litru de motorină șoferii trebuie să scoată din buzunare aproape 17 lei. Președintele țării, Maia Sandu, spune că scumpirile sunt generate de cele care se produc la nivel mondial. Declarațiile șefului statului au fost dur criticate de către fostul premier Ion Chicu. Acesta i-a amintit de ce l-a promis oamenilor și anume că atunci când va veni la putere, prețurile vor înceta să crească. De la începutul lunii și până în prezent, prețurile carburanților au crescut cu aproape un leu. Potrivit prețurilor plafon stabilite de către ANRE, dacă la 2 septembrie benzina A95 costa 20 de lei și 7 bani, atunci la 14 septembrie aceasta ajunge să coste 20 de lei și 83 de bani, iar motorina a ajuns să coste cu 50 de bani mai mult în doar 2 săptămâni, prețurile urmând să se majoreze și miercuri. În timp ce ANRE susține că scumpirile sunt cauzate de creșterea prețurilor pe plan extern, analiștii economici vorbesc și despre înțelegeri de cartel, dar și despre protejarea jucătorilor mari de pe piața carburanților. Președintele Maia Sandu de asemenea susține că scumpirile se produc din cauza majorărilor de pe piața internațională și că executivul Gavrilița nu le poate influența. Aceste prețuri cresc la nivel mondial. Deci, e puțin ce poate face guvernul pentru a opri aceste prețuri când ele cresc la nivel mondial. Ceea ce poate să facă guvernul și ce o să facă este să-i ajute pe oamenii cu venituri mici. Pe lângă asta, șeful statului spune că guvernarea nu se va implica nici la negocierile cu privire la stabilirea prețurilor la gazele naturale importate din Rusia. Asta chiar dacă anterior conducerea Moldova Gaz a anunțat că din această toamnă Moldova va plăti cu 30% mai mult pentru acest combustibil, ceea ce va duce la majorarea tarifelor pentru consumatorii casnici. Când președintele țării negociază, legea spune că Moldova Gaz este instituția care nu e responsabilă. Sunt relații comerciale, contractuale între două instituții și așteptăm să vedem care este aranjamentul. Declarațiile președintelui au fost dur criticate de fostul premier Ion Chicu. Rarisim exemplu de ipocrizie în raport cu oamenii care au crezut-o. Cu ceva timp în urmă, Maia Sandu avea o singură explicație la creșterea prețurilor. Când va veni ea la putere, prețurile nu vor mai crește. Împreună cu ea a dus la putere o gașcă de analfabeți care au promovat o lege dictată de o companie petrolieră. Sunt atât de netoți încât nu sunt în stare să înțeleagă nici ce le scriu alții. Altfel, nu pot înțelege ieșirea plină de sine a lui Radu Marian, care se lăuda cu legea care deja 8-a zi consecutivă majorează prețurile la petroliere, a menționat Chicu într-o postare pe Facebook. Radu Marian nu ne-a răspuns la telefon pentru o reacție, dar nici colegul său de partid, Mihai Popșoi. Deputatului Dumitru Alaiba i-am expediat un mesaj la care nu a răspuns, iar purtătorul de cuvânt al președinției, Sorina Ștefârță, ne-a declarat că instituția nu comentează acuzațiile fostului premier.